zona de agrement la Ninoasa. Primarul comunei Ilie Petroi a alocat fonduri de la bugetul local pentru construcția unei zone de agrement. Proiectul este situat în vecinătatea căminului cultural și include realizarea unui teatru de vară și a unui loc de joacă. Potrivit primarului Petroi, lucrările la această zonă de agrement vor fi finalizate în zilele următoare. Mini-parcule, să zicem așa, în imediata vecinătatea căminului cultural din satul Aninoasa, care e finanțat și vor fi reluate lucrările pe Compania Națională de Investiții. De asemenea, s-a avut în vedere realizarea unui teatru de vară. E probabil că zilele următoare vor fi finalizate lucrările și la acest parculeț. Având în vedere că nu deține nicio zonă de agrement pentru, și în special spații de joacă pentru copii, eu găsesc destul de importantă pentru zona și în special pentru satul Aninoasa. Această investiție va oferi locuitorilor din Aninoasa un loc ideal pentru recreere și evenimente culturale, contribuind astfel la creșterea calității vieții în comună. Primarul comunei Bărbătești, Adrian Mangu, își dorește să obțină o nouă finanțare pentru a îmbunătăți confortul cetățenilor. În prezent, în comună se desfășoară lucrări de extindere a rețelei de canalizare. Deși aceste lucrări au generat un disconfort pentru cetățeni, în ceea ce privește accesul la proprietăți, Mangu promite că va rezolva și acest disconfort creat. Mai mult de jumătate de comună există canalizare, dar prin introducerea acelui sistem de canalizare am deranjat intrările la proprietăți de pe drumul județean. Edilul și-a exprimat determinarea de a soluționa aceste probleme cât mai curând posibil. E proiectul pentru care mă zbat din toate puterile mele să-l duc la bun sfârșit și să găsesc finanțare. Este șanțul betonate și intrările la proprietăți de-a lungul drumului județean DJ 661, care sper să anul ăsta, anul viitor, să găsim finanțare și să facem ca oamenii să intre cât mai ușor la proprietăți și să poată să duc o viață liniștită și până la noi în localitate. Emoții mari pentru cei care susțin bacul de toamnă. Absolvenții de liceu au început probele scrise și orale din cadrul examenului de bacalaureat 2024, sesiunea de toamnă. Competențele de evaluare a comunicării în limba română, proba orală, s-au susținut astăzi 8 august. Vineri 9 august, ziua este dedicată competențelor de evaluare a comunicării în limba maternă, proba orală. Candidații au intrat în sala de examen în ordine afișată și au respectat criteriul alfabetic, dar și ora prevăzută pentru fiecare grupă. Aceștia nu au avut voie să intre în sala de examen cu manuale, dicționare, notițe, orice fel de lucrare sau însemnări, dar nici telefoane mobile sau alt mijloc electronic de calcul ori comunicare. Calendarul complet al sesiunii de toamnă este următorul. 8-9 august 2024. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba A. 9 august 2024, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. 12 august 2024, evaluarea competențelor digitale, proba D. 13-14 august 2024, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C. Probele scrise încep pe 19 august 2024, limba și literatura română, proba EA, proba scrisă. 20 august 2024, proba obligatorie a profilului, proba EC, proba scrisă. 21 august 2024, proba la alegerea profilului și specializării, proba ED, proba scrisă. Iar pe 22 august 2024, limba și literatura maternă, proba EB, proba scrisă. 26 august 2024 este ziua când se vor afișa rezultatele. Tot în acea zi se vor putea depune și contestațiile între orele 12 și 18, urmând ca pe 30 august 2024 să fie afișate rezultatele finale. Nota obținută în urma contestațiilor este definitivă și nu mai poate fi modificată. La sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2024 s-au putut înscrie atât candidații care nu au promovat examenul în sesiunea de vară a acestui an, dar și alți candidați care au picat bacul în alte sesiuni din anii precedenți.
Primăria Crasna va achiziționa echipamente noi pentru polițiștii locali. Primarul Aurel Vanvo a declarat că această investiție era necesară deoarece de 8 ani de zile ținuta nu a mai fost schimbată. Încă nu le-am achiziționat, sunt ceva probleme cu furnizorul de echipamente, că le-a adus o parte din ținută, adică a propus ceva ce nu-i conform cu ce ne dorim noi. Deci trebuia să le luăm pentru că de 8 ani de zile ținuta s-a învechit. Tot ce trebuie, tricou pentru vară, cămașe pentru iarnă, veston, pantalon, șercuță, exact echipamentul, nu e ceva deosebit. Această investiție este menită să îmbunătățească condițiile de muncă ale polițiștilor și să crească eficiența operațiunilor de siguranță publică, suma necesară fiind alocată din bugetul local. Unic în județul Gorj, un campus școlar va fi construit la Runcu cu o finanțare de 7,5 milioane de euro din fonduri europene. Acest proiect ambițios include construirea 28 de săli de clasă, laboratoare moderne, un anfiteatru, o sală de mese, terenuri de sport în aer liber, o sală de sport, piste de biciclete și parcări. De asemenea, vor fi achiziționate microbuze electrice pentru transportul elevilor. Campusul va deservi pentru toate școlile primare și generale din comuna Runcu, oferind un mediu educațional modern și adaptat standardelor europene, a menționat primarul Adi Câmpeanu. Infrastructura avansată va sprijini atât activitățile academice cât și cele extracurriculare, asigurând elevilor condiții optime de învățare și dezvoltare. Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro.